În ciuda ploilor abundente din ultimul timp din Neamț, care au dus la acumularea de mari cantități de apă, lacul de la izvorul muntelui nu a atins o capacitate care se necesită o deversare controlată. Pe lac, lângă baraj, există o zonă în care au ajuns resturi de lemn și peturi, în cantități mari, dar fără a depăși pe cele obișnuite. Nu așa cum s-a întâmplat la barajul de la Bâtca Doamnei, unde gunoaiele sunt în cantități impresionante. În port, printre vapoare și vaporașe, plutesc bucăți de lemn, mai mari sau mai mici, și printre ele mai găsesc și câte un pet. În definitiv, a plouat mult și în zonă.